Am un device. Salut. Venit acum câteva zile. Salut. Care îl cheamă Ethos. Bine, noi ne salutăm aici ca proștii, pentru că de fapt sunt mai cu 3 secunde între acel clip. Ok. Ne facem asta numai pentru care este o ciudățenie de device. Jur că nu știu prea multe de el, adică nu știu nici măcar cum arată, nu știu ce, dar știu că e un Boro device, dacă s-ar putea să aibă și niște... Știu că e un Boro, da. S-ar putea să aibă și niște rezistențe de fabrică. Păi știi ce s-ar trebui ție, mă? Că tot ești tu așa critic, mă, cu ambalajul și ești așa fițos și... Oh my God, sufăr de mine, nu mai pot. Și de-astea. Ar trebui să-ți trimite oamenii mystery box-uri de vape-uri. Da, și înăuntru să bagi un pod de unii. Să nu știi ce ai. Să nu știi ce nimerești. O fi vreo un, o cutie cu aur, o fi vreo cu nebunie, doina, o fi vreo și doina. Înăuntru un pod de 15 lei. Da. Mișto. Și facem recenzii la cutie. Hai, deci astăzi avem un Borotank. Salut, ProVapori! Bine ați venit la ProVape! Astăzi am un device pentru voi ieșit din comun. Un device care îl cheamă Ethos și care ar trebui să fie compatibil cu borotancuri. Dar nu numai. Rămâneți până la sfârșitul episodului să vedem împreună dacă o premieră pe ProVape, nu a fost niciodată pe canalul nostru, ne poate impresiona sau nu. Vape on! Ethos Boro Mod. Deja kit, numele Boro Kit. Da, sub om coil deck. RBA deck, accessorii pack, sub om coil. Oh my God. Oh my God. Deci dacă ăsta este ce scrie pe cutie, s-ar putea să fie următorul meu mod. Pentru că are și Boro, adică e pe un RTA și ar trebui să aibă și rezistențe de fabrică. Hai să ne uităm. Hai să desfacem cutia. Hai. Deci, pila de unghii, clasic. Încerc să nu vă arăt cutia foarte mult, care are foarte multe chestii care YouTube-ul nu îi place să apară pe ecran. Diferite site-uri. Doar pe fund are. Are și pe lateral. Nu vreau eu să le arăt. Oh my God, ce plastic de proastă calitate. Sper ca această problemă să se oprească doar la ambalaj. Ok, cum se desface? Ok, frumos, pe magnet. Fac. Mamă, ce prezentare frumos, bro, da. Ce prezentare, bro, Since deci 2018. Așa, da. Deci, Across, eu n-am auzit de ei, să-mi fie rușine, eu nu am auzit de ei, nici din 2018 până acum. Păi, știi ceva? Pam, pam. E surprinzător. Pam, pam, pam. Oh my God, cât de mare e, dar e foarte ușor. What the fuck? Triple battery? E și dual battery! Motherfucker! Băi, deci nu-mi vine să cred. Display, dual battery, Borotank. Magneți. Băi, seamnă un pic așa nu am ce... Fii atent, da? Știi că toate device-urile care sunt compatibile cu tankuri Boro, trebuie să strângi foarte bine muștucul ca să facă contact minus. Da. Asta are aici un șurub, bro. Adică o piuliță, de fapt. Deci să poate strânge foarte ușor. Ai mai piulița aia, nu? E de 10? Da, da. Sau nu de 8. Știu dacă e 10. Muștuc, ok, ăsta e muștuc de DL, USB-C, dar hai să vedem ce mai conține cutia. Deci îmi place foarte mult cum e prezentată, foarte multe rezistențe care astea par niște PNP-uri. Deci e clar că sunt compatibile cu cele de Vupu și bineînțeles cu cele de Vaporesso. Ăsta bănuiesc că se bagă în tankul Boro ca să poți să-l faci compatibil cu rezistențele, foarte tare. Ce rezistențe ne-au pus ei la punct? La dispoziție. Ce rezistențe ne-au pus la dispoziție? 0.3 și 0.6. Ok. Instrucțiuni de folosire și o cutiuță cu goodies. Ok, nu e ca ieșit foarte ușor, dar
mai ușor ca la altă. Hai că ai ieșit ușor. Nu cred. Deci eu refuz să cred. Refuz să cred. Ne dai atâtea lucruri și nu ne dai tancul boru. Pă bune, hai să ne gândim așa. Dacă eu sunt un vapor și îmi comand acest... Da, dar ce băi, că nu toate modurile vin cu atomizare. Da, frate, dar îmi dai și adaptoare. Dă-mă și un tank. Cât poate să coste tancul ăla bor? $2? Pă bune. Să-mi fie rușine. Ce? Am și de tancul Etos. Dar problema e alta. Că eu nu știu dacă l-am cumpărat separat sau dacă vine la pachet. Informația asta o să vă scriu în secțiunea de comentarii sau chiar în momentul în care o să-i fac descrierea acestui episod, o să mă interesez să văd dacă... Păi nu vine, sigur, că dacă nu e în același ambalaj... Nu știu. Da, hai să vine. Hai să zicem că măcar există o opțiune. Păi, dar e frumos. E bine că există opțiunea să-ți iei de la ei conciliat. Asta înseamnă că ar trebui să meargă flawless. Nu, asta sigur vine în preț. Și știi de ce? Pentru că neavând deloc nicio bază și mi se pare un tank foarte ciudat, ăsta nu este Boro, clar, ăsta e tankul lor care se adaptează cu adaptoarele astea, se transformă în compatibilitate pentru rezistențele astea. Hai să-i punem doi acumulatori. 5D? Da, Sony VTC5D foarte bune în descărcare, chiar dacă nu au cei mai mulți miliamperi din lume, adică nu au foarte mare capacitate, dar sunt foarte stabile în curent. Clasa D am fost eu în liceu. Plus minus, foarte corect scris în interiorul modului. Iar chestia asta, hai să spun că puteau să o facă altfel, dar e ok că e în plus și că nu e minus. Te ajută să poți să scoți acumulatorii fără să-i deteriorezi sau fără să bagi unghiile sub ei. Chestia interesantă este că e de metal, cu toate astea e foarte ușor, deci e clar că este un aluminiu. Hai să vedem, opa, fire button-ul este pe ușiță. Păi da, care are niște contacte acolo. Și avem așa, voltage, 1, 2, 3. Temperatură în SS, deci controlul de temperatură, nickel, stainless steel, titan, stats, ce sunt aici, pufurile, time, aha, deci are și 2 secunde, a tras cineva dintre, hai să resetăm. A tras robotul de pe linia de asamblare. Da, posibil. Exit. Ok, hai să mergem în power, 30 de W. Ce are doar 100 de W? S-a mai încărcat un acumulator. Deci fii atent, foarte interesant, 100 de W, dar cu 2 baterii. Știi ce nu mi-am dat eu seama? Dacă le punem în paralel sau în serie? Nu, sunt în serie. N-am văzut în viața mea un device care să aibă 100 de W punând acumulatorii în serie. De obicei, ori depășesc 166 de W și asta era undeva pe la variantele de Vupu Drag, no. Ori sunt de 100-200 de W plus. Este device-ul cu cea mai mică putere versus bateriile pe care le conține, dar în același timp înțeleg că dacă tu ai o bază Boro, n-ai unde să construiești de 200 de W. Da. Și ar fi ciudat să ai o electronică cu o putere pe care nu o să folosești niciodată. Bun. Îmi place butonul ăla pe ușiță. Știi ce îmi place mie în schimb? Contactul aurit de aici, care este și un pic ridicat și foarte mare. Îmi place contactul aurit de sus. Asta înseamnă că dacă se umezește cu lichid, șansele să nu facă contact sunt minime. Îmi place calitatea constructivă, să știi, faptul că e metalic. Este un device, în afară de faptul că e măricel, e un device mișto. Dar îmi place și tankul ăsta care ți-l dau ei, dincolo de faptul că nu vine cu nimic Boro, adică cu un bridge ceva, chiar dacă e clar că nu toate modurile vin sub formă de kit, îți cumperi un mod, e doar modul. Îți cumperi un kit, conține și atomizorul. Cei de la Etos au ales să-ți vândă acest mod fără un bridge sau fără un tank care să conțină un Boro, tank care să conțină și un bridge. Dar având în vedere că ne-au dat niște rezistențe care trebuie să fie foarte ok, hai să le punem lichid, îl facem un DL. Ce vrei să vapăm pe DL astăzi, Laur? Mango, banana. Mango, banana. Hai să satisfac cerința. Te-am lăsat 3. Și punem mango, banana pe rezistența de 0,3. Te-am lăsat fără mango, banana după 6 episoade, îmi trebuie și mie mango, banana. N-am cum. Deci, de precum v-am spus, în momentul în care avem acces la rezistență, trebuie să udăm foarte bine bumbacul, în așa fel încât mai bine inunzi rezistența decât să-ți dea un dry, că după aceea te dacă v-am plictisit, iertați-ne, suntem dator să vă spun treaba asta. Florin. Și dacă nu v-am plictisit, like, share și subscribe. Și dacă v-am plictisit, scrieți-ne un comentariu de ce v-am plictisit. Și nu uitați să activați și clopoțelul ca să primiți notificări de fiecare dată când noi punem un nou episod. Adică lunea și joia. Joia pentru cei care nu sunt membri. Și miercurea și duminica pentru cei care sunt membri. Corect.
Bun, instalarea rezistenței în tank este relativ ușor. Spune-mi și mie, rezistențele alea unde le găsim? Unde... Sunt rezistențe compatibile cu PNP, adică sunt aceleași PNP-uri sau Vaporeso GTX, mi se pare. Da, GTX. Okay. Dar cele de putere mare, adică 0.2, 0.15, 0.3. Parcă avem o părere bună despre ele. Vaporeso fac niște rezistențe relativ bune, probabil că la paritate cu cei de la Vopo. Dar, din păcate, Vaporeso stă prost pe hardware. Vopo, după cum am văzut în ultimele episoade, nu prea. 7 ml, te rog frumos, umple până în gât. Nu știu dacă mai am 7 ml în sticla asta. Uite, o să-l pun tot lichidul care e disponibil în această sticlă. Că sunt curios să văd cum arată 7 ml într-un borotank. Nu prea e borul ăsta. Este doar un tank. Este... Da, știi ce e interesant la device-ul ăsta? Dincolo de faptul că o să-ți placă foarte mult cum e construit, faptul că i-au reușit să bage tankul ăsta de 7,5 ml înăuntru. Într-un device cu două baterii. Totuși mi se pare ciudat. Două baterii pentru un borotank. Nu știu câți utilizatori, cât de mulți utilizatori își doresc un device mare. Ok, doi acumulatori, știi cum e, o certă autonomie. Deci, liniștit poți să vapezi o zi, zic eu. Mai ales dacă pui 2 VTC6 cu 3000 de miliamperi, 6000 de miliamperi, e greu să... Zici că e un powerbank pentru... A intrat direct la 5W, deci nu are electronică inteligentă. Hai să mărim puterea, fiind 0.3, probabil putem să mergem pe la... până în 30W. Păi ca și în episodul trecut cu Aspire Minican 3 Pro Pro, asta nu e un Pro, nu. Trebuie să știi. Ce, aici, vezi că ai și reglaj de aer. Bă, nu aer. Vă supărați pe mine, dar e o rezistență foarte proastă. Foarte proastă? Da. Uite la 35W, foarte mult mentol și puțin aromă. Uite, reglajul, să-mi bag picioare, trebuie să dau jos tankul sau să mă chinui să bag unghia ca să pot să-i reglez aerul. Nu, nici nu pot să reglez aerul. Bine, nici nu găsesc un motiv să reglez aerul, pentru că la puterea asta îmi trebuie aerul la maxim. Sunt sigur că dacă punem rezistențele PNP de la Vopo sau faimoasele rezistențe de la Vaporeso, cum le-am spus că am uitat numele, GTX-urile, o să fie mai bune decât rezistența asta, cu toate că asta e un mesh. E o rezistență mesh care arăta foarte bine. Deci nu tot ce arată bine e bun. Total anonim. Îmi pare rău că nu am o bază Boro disponibilă cu un build și nici nu vreau să-i fac build, pentru că el venind la pachet cu aceste rezistențe ar trebui să fie wow. Tu nu poți să pui niște rezistențe proaste într-un device bun, pentru că îi faci un dezavantaj, corect? Da, e foarte drăguțel, foarte mare, dar îmi place foarte mult. Da, și mie îmi place cum e construit, și mie îmi place design-ul. Prețul este relativ mare, dacă ții minte avem un, aici, chiar aici pe ProVape avem Mezo AIO, care costa cu tot cu baza Boro, deci care avea inclusiv deck-ul de construit, deci nu doar tankul Boro, și cu device-ul care era single battery 21700 și costa 500 de lei. Ăsta tot cam același preț e, nu-ți dă deck-ul de puntea, nu știu cum să-i zic în românește, hai să spunem baza RBA din deck-ul Boro, dar e un device compatibil cu Boro foarte interesant, tocmai că îți dă tankul ăsta de o grămadă de mililitri capacitate, în care tu poți să bagi diferite rezistențe. Ții minte că era și lightsaber-ul de la BP Mods, care tot așa avea un tank compatibil cu rezistențele de Vaporeso și de Vupu. Da. Deci se pare că a prins, Vupu și scoțând noile PNP TV-uri, cele TW, sunt niște rezistențe foarte bune. Dacă vrei chiar, uite, o să scot lichidul din tank, să punem o rezistență TW, chiar asta fac acum, ca să dea gustul mai bun. Rezistențele astea TW. Bro, eu mai gustat un pic. Adică ce, a făcut break-in? Mai gustat un pic. Dacă a zis Laur să mai gust un pic, înseamnă că a început să devine interesant. Laur, agree to disagree. Nu e că îmi displace. Bine, ai mărit puterea, s-a dus la 40W. Rezistența de 0.3 la 40W e un pic cam mult. Hai să facem așa, chiar să-l ducem la 40W. Îl ducem la 38. Uite, 40 în cap. Acum da.
Știi care e ideea? Să aibă viața scurtă la 40 de ani. Nu mi se pare normal ca eu să merg cu putere foarte mare ca să îmi dea aerul cald, ca să pot să simt și eu un pic de gust. Da, rezistențele astea sunt doar bune, nu sunt excelente. Da. Dar hai să facem o chestie. Luăm TW20 PNP-urile de la Vupu, aceleași rezistențe, da? Noi punem frumos câteva picături de mango banana înăuntru pe bumbac, dacă mai am. Nu mai am, așa că va trebui să scoatem din tank lichidul. Pam, pam, citam și poți să-l pui pe tot. Nu, nimic. O să facem un pic de casino, dar ne descurcăm. Uite, stoarcem sticla, băgăm sticla în tank și scoatem lichidul. Ok. Acum, picurăm câteva picături în bumbacul rezistenței. Părerea mea că rezistența asta ar trebui să fie wow. Nu este un TPP, dar este a doua generație de PNP-uri care ar trebui să fie wow. Bun, și acum, cum putem scoate noi rezistența? Uite, am scos adaptorul din fund și putem să dăm afară rezistența fără să ne murdărim foarte mult pe deget, iar chestia asta mie îmi place. Da? Da. Punem rezistența la loc, exact cum ți-am spus, este foarte compatibil, fără nici cea mai mică problemă, da? O ring-uri peste tot, îmi place faptul că nu pierde lichid și îi băgăm la loc lichidul înapoi. Îi băgăm la loc lichidul înapoi, ce frumos! Păi, lichidul care a fost înapoi, acolo. Îi băgăm la loc lichidul înapoi. Da. Vapon! Mai greșim și noi. Este diferență de 20%. Nu, deci fix 20%. Deci dacă m-ai văzut zâmbind, da, nu clar. L-am premeditat, mă scuzați că vă spun, da? Eu n-am premeditat zâmbind. Nu, zic că mie îmi place procentul pe care l-ai dat foarte repede. Adică e ca și cum ți-ai upgradat procesorul și gata. Deci fii atent. Nu este foarte mare diferența, dar este diferență. Deci în primul rând nu trebuie să forțez rezistența de 0,3 să merg în 40 de W, ci mi-au o rezistență de 0,2 care pot să o duc liniștit la 45, chiar 50 de W, ca să simt un pic călduț și aromă, gust bun. Da, să ne înțelegem, ce tragi tu acum e un dele. Păi e dele. Păi 0,2 ce facem? Asta vreau nu, 0,2 la 45 de W, da, este dele. Da, vreau să fim pe aceeași lungime de undă. Absolut. Ce îmi place? Îmi place foarte mult design. Designul lui. Și fii atent. Nu pentru că e frumos. Da, e frumos. Pentru că e inovativ, bro. Pentru că are un design ieșit din comun. Eu până acum eu n-am mai văzut un mod ca ăsta. Pare modular. 2. Pentru un device dual battery cu un tank de peste 7 ml de capacitate, fraților, este relativ mic. Adică chiar dacă e mare în mână, e un dual battery cu un tank de 7 ml. Deci imaginați-vă că normal modulele cu două baterii au atomizoarele deasupra. Ăsta l-are în el. Jos pălăria. Ce nu-mi place? Display-ul micuț, dar easy to use. Adică foarte, informația de pe display este relativ ușor de înțeles. Fontul e corectel, să zic așa, wattajul, dar e un pic cam mic impedanța și volții care aplică electronica ca să obții puterea. Meniu ușor de activat, ușor de înțeles. Fantele astea laterale pe unde vezi lichidul îmi plac foarte mult. Faptul că am butonul pe căpăcel nu-mi place foarte mult pentru că eu nu pot să activa, adică nu pot să vapez fără să-i pun capac. Și dacă pierd capacul ăsta pe undeva sau ba poate... Ba da, cred că poți să faci. Îi pui o șurubelniță acolo, faci un scurt între contactele alea și... Hai mă, la orice, bă, bun. Ia încearcă. Normal că o să meargă. Normal că o să meargă. Ia-o. Pare interesant. Ia. Deci se poate. Deci, când plecați la plajă, vă luați șurubelnița cu voi. Încă o dată, designul îmi place, calitatea constructivă este mult peste așteptări și nu pot să-l compar decât cu un device asemănător la preț și ăsta se numește Mezo AIO de la Steamcrave, da. Deci chiar aici pe ProVape abez recenzia, diferența de calitate este net superioară în favoarea lui Atos. Doar că ăla venea și cu baza RBA inclusă în preț. Da mă, dar asta zici că e o mască de sudor oribilă. Uite, vezi tu ce băi, dincolo de urât cu spume, dincolo de design și ăsta avea reglajul de aer pe capac. Bro, în episodul trecut făceam când am făcut Minican 3 Pro, mi-ai făcut comparație de mașini. Bă, o mașină o iei dacă îți place cum arată, în primul rând. Dacă nu îți place cum arată, poate să fie mama pădurii înăuntru, care îți face cartofi prăjiți în torpedou, că tot noi. Ia încerc. Ia să vedem. Altceva? Ia de la 50 de W. Ia pentru că aduce 55. Atenție,
înainte să vapați, citiți ratingul producătorului, adică la cât v-a consiliat rezistența să o vapați și nu, chiar vă consiliez să nu o vapați la mai mulți vați. Deci cea de 0,2 funcționează la maxim 55 de vați. Noi mergem undeva la 50. Cum ți se pare, Laura? Da sau nu? Stop. Da. Ok, îi dai peste 8? Nu. Eu îi dau 8. Și îi spun de 8 ce 8 îi dau și eu, dar nu peste. 8 îi dau. Și de ce? Mm. Pentru că rezistențele astea TV de la Vopu sunt niște rezistențe foarte bune. Nu sunt excelente cum sunt TPP-urile, dar sunt foarte bune. Iar faptul că ei îmi dau un tank cu o grămadă de mililitri și ce îmi spune, zice, bro, tu ai baza Boro, tu ți-ai făcut build-ul tău, ți-ai ars bumbacul sau nu mai merge cum trebuie, i-ai pus o pasta, are rezistență de fabrică, te pup la bașcheți. Ca două, trei rezistențe de-astea poți să le iei oricând cu tine. Mie îmi place foarte mult butonul ăsta pus așa aici. Ok, ție îți place, mie nu foarte mult. Adică îmi place că e ergonomic ca poziție, dar nu-mi place conceptul. Pentru că mă obligă să-l am, că pe celul ăla mă obligă să-l țin acolo. Dacă ei făceau o variantă în care să mai ai și un buton jos, spre exemplu, să poți să-l activezi fără să-i pui capacul. Păi poți să-l activezi fără să-i pui capacul, dar trebuie să mănânci ciocolată. Te-ai prins? Da, normal că m-am prins. Sau să fii foarte transpirat, să-ți se lipești pe față. Da. Băi, foarte mișto. Am impresia că se desface și se servisează foarte, foarte facil. Așa mi-e impresia. Îmi place că tu ne-ai atras atenția în episoadele trecute că o mare problemă a modulului acesta cu Borotank au o problemă aici. Nu doar acolo. Problema e de la contactul de jos. Contactul de jos plus, da, era atât de la înălțime flat și atât de flat cu, da, construcția modului că tu trebuia să strângi șurubul ăla de deasupra, dezdrupeai degetele. Da, faptul că eu văd aurit pe aici îmi, da, dă încredere. Pe lângă asta, și îmi place, frate, că ți-e... soluția aia cu piulița aia deasupra asta nu este zic estetică, dar e foarte funcțională. Exact, ții cheia de 8 și trăiești de el. Așa. Ok, nu cheia dar de 8. Dar tu poți să-l închizi fără să te uiți la el. Da? Și ai siguranța că a prins, pentru că contactul ăla pozitiv de dedesubt este foarte bine făcut. Are și un serial number de 090. Păi, e foarte mișto, este primul mod unde poți folosi o cheie franceză la propriu. Băi, în primul mod compatibil cu tankuri Boro, care îți dau și tankul lor, care nu e un Boro, cu capacitate mai mare de lichid și compatibil cu multe, okay, rezistențe disponibile pe piață. Găsești un tank Boro șmecher? Da. La ce bani? 200 de euro? Nu, mai puțin. În jur de 150, 125-150 de euro. Păi da, vezi că tu îl servizezi, nu eu. Atâta timp cât plătești, nu am nicio problemă. Și ai și display pentru ambele baterii. Da. Mă, deci șocant este prețul. Îi dau nota 8.50, să știi. Constructiv? Constructiv îi dau 8.50. Eu îi spun în felul următor. Din păcate, astăzi o să fiu un pic confuz, dar sper să-mi dați dreptate. Eu dau 9 pentru că e foarte inovativ. Are dreptate Laur, constructiv nu este de nota 9, dar este de nota 8.50. Doar nota 9 pentru că e foarte inovativ, iar soluțiile care ei le-au găsit pentru problemele cu care se lovesc utilizatorii de device-uri cu tankuri Boro, spre exemplu, simpla piuliță, faptul că tu poți să-l strângi ușor. În al doilea rând, contactul pozitiv plus de sub Boro Tank este jumătate de milimetru mai sus decât bottom plate și asta îți garantează un contact corect cu tankul Boro sau ne-Boro ca în cazul device-ului de astăzi. Și din cauza asta îi dau 9, pentru că este inovativ. Cu toate că normal toate device-urile compatibile cu Boro ar fi trebuit să fie făcute așa și uite că nu sunt. Și a venit un ad-host care zic că sunt pe piață din 2018, dar eu n-am auzit de ei. Și ne-au dat un pic cu tip la cap, făcând un device care mi-a plăcut și mie și lui Laur. Au vândut numai în Serbia și Grecia, zic eu. 50 de bați. Deci e conciliabil. Excelent. Fire-ul rapid. Hai să găsim totuși un defect. Defectul e că n-a venit cu un RTA în pachet. Un bridge. Dacă venea cu un bridge, iertam toate păcatele, nu? Până și culoarea mea e drăguță. Vreau eu zic așa, două neajunsuri sunt. Display-ul un pic cam mic, dar nu mă deranjează. Un pic cam mic, adică dacă iei... Folosești la început. Deci, mufa USB-C un pic mai jos, butoanele un pic mai jos, display-ul 20% în dreapta mai mare, 20% în dreapta mai mare și... Ai închis capitolul display cu mine, da? În schimb, în rest... Butonul aici, că nu-ți place că e pe
plăcuța aia removit. Nu, nu-mi place că mă obligă să o pun, ca să pot să-l vapez. Asta am stabilit, că pot. Dacă ei găseau o altă formulă prin care, nu știu, să apăs pe display, să apăs pe ceva și să nu fiu obligat să țin acest capac aici, îi dădeam nota 9. 9 full. Așa îi dau 9+. Ok. Interesant. Ăsta e unul dintre puținele device-uri care, cu adevărat, vă spun, vi-l recomand. Vi-l recomand chiar dacă nu vine cu bridge în preț. Chiar e mult peste un Mesoingo, mult peste un Mesoingo, dacă costă atât aceiași bani. Doar că acela venea și cu un bridge, cu un bridge de LED. Adică hai să putem să scuzăm treaba asta, pentru că un bridge de LED mai costă și el 150, poate chiar 200 de lei. Și atunci, de fapt, Mesoingo e foarte ieftin dacă e să-l cumperi fără bridge. Da. Din punctul ăsta de vedere, Edhos pe mine m-a surprins, să știi. Preț versus calitate constructivă, dual battery, 100 de W, tancul ăsta mare cu o grămadă mililitri de lichid, soluții constructive inovative, știi ceva? 8.5. Bun. Primul device cu tank Boro, prezent aici pe ProVape, care mă impresionează și vi-l recomand cu mare drag. Prețul este onest, device-ul arată bine și e construit bine. Adică în jur de 500 de lei. Așa că nu am cum să nu vi-l considerez. Tu, Laur? Eu mă gândesc serios că e foarte, foarte bun. Adică vorba ta, dual battery și cu tankul ascuns, are un volum mai mic decât un mod convențional. Bun, hai să facem un sondaj. Aștept părerea voastră în comentarii dacă ați plătit 500 de lei pe un device ca acesta, un Edhos, metalic, dual battery, 100 de W, tankuri mari, ce să zic. Scrieți-mi aici, ați plătit 500 de lei pe Borotank, da sau nu? Eu am fost Florin. Eu am fost Laurențiu. Și până la următorul episod, vapați din Edhos și nu fumați. Vape on! Sunt foarte curios dacă cei care au ajuns la porțiunea asta de alb negru, au răbdare să uite la toată recenzia, își doresc să fac un build pe un tank Boro cu bază RBA și să vedem cu adevărat ce poate și în metele și în gură plămâni. Pentru că jucăria asta pe mine m-a impresionat pe dele. Păi trebuie să facem rost de un Boro tank bun. Am deja. Care să se împerecheze foarte bine cu modul ăla, știi că e păcat să pui ceva prost pe el. Aștept părerea voastră în secțiunea de comentarii, dacă vă doriți să fac un build pe această bază, pe acest Boro tank, da? Care intră un pic mai greu, dar intră și... What the fuck? Nu intră, de fapt. Asta înseamnă tankuri Boro. Talan, tan, tan, tan. Dar trebuie să iei pe ghici. Deci nu cred, mă, e strâmb. Deci dacă vrei să-ți complici viața... Nu, l-am pus invers, sunt eu handicapatul. Nu, mă, ideea este că eu, nefiind un fan Boro, sunt foarte multe chichițe și secrete care le-am descoperit făcând. În timp, da. Dar s-ar putea ca acest device să rămână în colecția mea și să mă apuc să aprofundez mai mult lumea Boro, care pe mine m-a dezamăgit de fiecare dată când am încercat să construiesc baze chiar de la case foarte. Deci acum ai un motiv nou să te apuci, ai o speranță că s-ar putea să fie ceva ok. Singurul device care m-a lăsat cu gura căscată, dacă ți-aduci aminte, acum ceva bun timp, așa? Aspire Box, bro. Care venea cu un Boro, care venea și cu bază pentru rezistențele de Nautilus și care arăta și bine și era și mic. Nu era un dual battery, dar era foarte interesant și era mai scump ca ăsta. Dar el venea cu baza RBA inclusă în preț. El venea cu tankul Boro inclus. Da. Despre ce vorbim? Și noi chiar spuneam în episodul ăla că sunt baze care merg mai proaste decât cea de Aspire și costă mai mult decât tot device-ul Aspire în sine. Corect. Astăzi, cei de la Edhos ne dau un device foarte mișto, fără deck-ul cu baza RBA, dar ne-au dat un tank cu o grămadă de mililitri, compatibil cu rezistențe care nouă ne plac foarte mult. Așa că merită tot respectul nostru. Aștept părerea voastră în secțiunea de comentarii. Dacă doriți să fac un build METL pe baza asta RBA, pe acest Boro tank, să-i punem și un muștiuc mai restrictiv de METL și să vă spun părerea mea ce notă totală are acest device și în METL. Aștept părerea voastră în secțiunea de comentarii. Vape on!